O terasă confortabilă, legată aproape organic de camera de hotel din orășelul Potos, marchează începutul unui itinerar în insula Tasos. Confortul înseamnă în primul rând o stare de spirit și doar mai apoi încep clasificările în stele și servicii specifice industriei ospitalității. În zarea apropiată, oaspeții stațiunii se cufundă între cer și mare în mângâierea ultimelor luciri ale unei zile. Fără a fi așezate în mod neapărat în agenda unui viitor apropiat, visele unei înserări se prefac după noapte în mirifice revelații ale trecerii dintr-un loc în altul. Asemenea oricărui colț de Grecie, orașele și stațiunile turistice din Tasos încearcă să ofere din prea plinul celor bune cu care au fost dăruite de natură, de oameni și de istorie. În cazul în care aia petrece zilele de vacanță într-o zonă cu bungalouri și marea la doi pași, un ansamblu hotelier poate deveni o a doua casă. Asemenea, spații precum cel de la Makriamos sunt răsfirate mai peste tot prin preajma golfurilor tainice ale insulei. Toate sunt la îndemână. Facilitățile unei cazări fără cusur, restaurant, baruri, sporturi nautice și terenuri pentru tineri activi, grădini și amenajări pentru familii, alei care te fac să te simți ca într-un parc în care preumblarea la umbră devine activitate relaxantă, sintetic spus, un loc pentru toate vârstele și preferințele. Distanța până la civilizația citadină se măsoară în câteva minute. Pe un țărm comun de mare, poți trece aproape indiferent prin apropierea unor locuri banale, care însă, la o privire mai atentă, dezvăluie alternativa unui tip de turism original. Cătând pe malurile stâncoase, poți avea surpriza unei oferte de cazare care iese din tiparul all-inclusive. Într-un ambient în care industria ospitalității este în continuă schimbare și adaptare, cum ar fi să te trezești dimineața, să ieși pe terasă, să arunci undița în mare și să prinzi un pește pentru micul dejun? Este, de fapt, un turism aparte care s-a dezvoltat aici, în insula Tasos. Aceste mici căsuțe, care de fapt adăposteau odinioară bărcile pescarilor, au devenit peste noapte locuri de cazare. Sunt numeroși temerari care vin aici și închiriază pentru a sta în liniște, în sălbăticie și pentru a avea cel puțin 3 mese pe zi cu pește. În zona cunoscută sub numele de Scala Caliacres, amenajări ale unor vechi barăci pescărești cu diferite niveluri de confort sunt picătura de insolit pe care unii o caută îndelung, astfel încât să poată afirma că au găsit locul ideal. Unele căsuțe sunt închiriate, în timp ce mulți turiști statornici în preferințe au optat să achiziționeze cabane, să își asigure utilități elementare și să le confere amprente personalizate pentru a le transforma într-un crâmpei de acasă. În insulele grecești, toată lumea este fascinată de plaje. Promontorii și țărmuri nisipoase, potrivite pentru îndelungă adăstare sub soare și temeinică bălăceală în mare, se continuă ca într-un șirag.
Scala Potamia este unul dintre exemplele cele mai cunoscute. Se poate constata, fără a hiperboliza, cum se desfășoară o vacanță în care liniștea, tulburată doar de valurile mării și de briza permanentă, se întrețese cu starea de relaxare într-un necontenit șir. Dimineață, miezul zilei și înoptare. Vacanțele petrecute aici seamănă foarte mult cu prezentările din fotografii și din filmele promoționale. Și cu greu se poate afirma că insularii fac exces de marketing. În multe locuri, verdele înălțimilor împădurite se coboară firesc înspre azuriul apelor, întâlnind în cale nisipul cald. Spectaculoasa plajă de la Alichès este așezată la doar câțiva metri de ruinele unei antice așezări. Alichi a fost capitala port a unui regat local din urmă cu aproape două milenii. În golful apărat de orice pericol natural, oamenii s-au așezat și au amenajat pontoane, au construit case și au ridicat temple și au viețuit după obiceiul locului din comerț, pescuit și meșteșuguri. La prima vedere s-ar putea spune că doar cei care apreciază insolitul unei asemenea poziționări aleg să petreacă aici ore și zile pentru a se bucura de soare și mare. Poți observa că Alichès este un soi de evadare și că, în răstimpurile unui tainic și nevăzut ceasornic, oamenii noi vin în timp ce alții pleacă, fiind asemenea unui spațiu inițiatic. Mulți ajung aici doar pentru o simplă îmbăiere și apoi merg doar câteva sute de metri pentru alte locuri cu baruri și plaje cu nisip, ca alternativă a acestei plăcute izolări. În cele din urmă, neîndoielnic, a fi contemporan cu anticii, fie și doar metaforic, datorită vecinătății cu monumentalul, comportă o altă stare de spirit decât experiențele din aglomerația de dincolo de crângul care conduce spre situl arheologic și spre promontoriile de aici. Insula invită deopotrivă și spre înălțimi, pe cel care dorește să descopere mai mult decât zonele limitrofe mării. Munții nu au altitudini mai mari de 1200 de metri și amfiteatrele naturale formează pentru fiecare așezare montană câte un căuș care devine vatra satului. Într-o descriere simplificată, trebuie spus că fiecare sat din munte este asociat unui țărm care poartă același nume. Ghidurile de călătorie, trebuie să spunem că de multe ori abordează timid locurile pe care le consideră complementare turismului principal. Și aici ne referim evident la plaje, la taverne sau la locurile de interes arheologic. Însă satele din Insula Tasos reprezintă nu numai un patrimoniu de excepție, ci și alternativa pentru ocuparea timpului între dimineața la plajă și seara la tavernă. Izvoarele omniprezente în Tasos fac din această insulă un paradis fertil, iar cel din sătucul Sotiras te trimite mai mult decât simbolic spre alte spații rurale. În cătunul Maries, vremea prânzului este leitmotiv al așteptării turiștilor care, de regulă, părăsesc zonele aglomerate ale plajelor și, în cam 10 minute de mers cu mașina, reușesc să ajungă în sate asemenea acestuia. Satele sunt vestite pentru preparatele culinare și produsele tradiționale. Timpul se preface aici în răgaz de amintire a vremurilor bizantine,
când astfel de așezări au fost fondate. Iar numărul mic al locuitorilor, care în Maries înseamnă 200 de oameni, face să nu întâlnești pe nimeni pe ulițe vreme de ore bune. Farmecul spațiului rural se dezvăluie în felurite chipuri, iar în satul Potamia, magazinele se pregătesc pentru a oferi cele mai variate produse și suveniruri. Insularii știu să pună în valoare ceea ce realizează în manufacturi locale sau în cadrul unor mici afaceri de familie. Uleiul de măsline Tasian este motiv de mândrie, mai ales în micile întreprinderi în care se respectă tehnologii tradiționale și proprietarii nu uită de unde au pornit, adică de la roadele unui pâlc de arbori procesate prin metode arhaice. Fabrica familiei Sotirelis a trecut de venerabila vârstă de 100 de ani, iar în vremea în care capul familiei punea pe picioare mica afacere, doar natura și lucrul mâinilor oamenilor făceau ca produsele finite să ajungă pe mesele localnicilor. Presele și separatoarele care se află în muzeul din Potamia au fost folosite până în anul 2007. Ținând cont de faptul că electricitatea a fost furnizată pentru insulari abia în 1968, este de la sine înțeles că moara acționată de apă, care făcea ca pietrele să zdrobească măslinele pentru a furniza mai întâi pasta din care este extras prețiosul lichid, a fost vitală jumătate de veac. În Tasos se cultivă măslinele Truba, recunoscute pentru calitățile nutritive și pentru aciditatea scăzută. Din totdeauna, uleiul de măsline de aici a fost bogat în antioxidanți și în vitamina E. Fără izvoare generoase și apă din abundență, cu siguranță insula ar fi avut alt destin. Ajungând la lumină din temirce grotă sau fisură a stâncilor, apa aduce bunăstare, trai îmbelșugat și, de ce nu, chiar puțin romantism. Sub platanii din piațeta centrală a satului Potamia, îndrăgostiții zăbovesc atât pentru a se răgori în dogoarea orelor amiezii, dar poate și pentru a-și înnoi rostite și simțite legăminte. Mici escapade spre inima insulei sunt deja obișnuite pentru programul zilnic al turiștilor aflați în vacanță în Tasos. Cascada Cefalogurna, al cărei nume se tălmăcește izvorul din centrul insulei, conferă mai mult decât o notă de contrast termic față de apele mării. Indiferent de vârstă, cei care ajung aici, fără a precupeți efortul necesar străbaterii unei cărări sinuoase, nu pleacă fără a încerca undele reci ale pârâului care se rostogolește prin mai multe viroage, formând mici acumulări care devin piscine ad hoc pentru cei îndrăzneți. În penumbra de pe maluri se formează un microambient care de regulă înseamnă cel puțin 3 grade Celsius în minus față de zona aflată la doar 100 de metri de valea săpată de ape. Dacă șoselele asfaltate duc de regulă de la mare până la un sat de pe înălțimi, cărări marcate sau drumuri de munte leagă peste culmi localitățile, astfel încât amatorii de off-road sau de drumeții aleg această manieră de cunoaștere a pedicului de pământ din Marea de Smarald. Străbătând cărări de munte, nu ai ajunge decât în alte sate, iar Teologos
este cătunul surpriză atât pentru priviri, cât și pentru înțelegerea istoriei locurilor. Casele care se ivesc răsfirat înspre margini se adună aproape perete în perete, pe măsură ce te îndrepți spre zona centrală a comunei. Trei capitale a avut insula Tasos. De ce trei capitale? Pentru că trebuie să ne gândim că insularii, populație maritimă, cu siguranță vor fi ales un liman, un țărm de mare pentru o primă capitală. Când au început năvălirile, s-au retras către înălțimi, în locuri unde exista apă și apărare. O oarecare noblețe se revarsă spre ulițe, de dincolo de garduri și de ferestre. Și chiar fără a detalia importanța istorică a acestui sat, cu doar 800 de locuitori, vizitatorii simt că nu au ajuns la un capăt uitat de lume. De regulă, capitalele insulelor se aflau în porturi principale, de pe țărmuri. Însă, în vremuri de restriște, conducătorii comunităților se retrăgeau în mici așezări montane pentru a fi protejați de atacurile invadatorilor. Așa s-a petrecut și în Tasos, când Teologos a fost centrul administrativ în perioada stăpânirii otomane, dintre 1455 și 1813, și ulterior, în timpurile în care egiptenii au administrat insula, vreme de aproape un secol până în anul 1902. Trecerea către satul Panagia poate însemna deopotrivă vizita unei alte capitale vremelnice a insulei, dar și rost de descifrare a arhitecturii rurale din Tasos, care este influențată puternic de tehnicile meșterilor din Epir și din Bulgaria. Majoritatea locuințelor sunt construite din piatră și au acoperișuri din șist fasonat. Dezvoltarea rurală a insulei a început în secolul al XVIII-lea, iar muncitorii veniți pentru a ridica locuințe și edificii publice aici erau cunoscuți sub numele de arvaniți. Balcoane cochete și curți interioare, înălțări și agățări îndrăznețe ale caselor, verande și porți trainice, iată câteva dintre caracteristicile arhitecturii locale. Se poate spune că lucrurile frumoase își găsesc locuințe frumoase, trecând agale prin fața micilor magazine care expun obiecte de artizanat și seamănă cu galerii de artă în aer liber. Satul a fost capitală a insulei în timpul Revoluției din 1821. Apropierea de biserica principală a comunității, aflată sub ocrotirea Fecioarei Maria, duce cu gândul la chiar numele satului, Panagia, adică Maica Domnului. La sărbătorile mari vin oameni de pretutindeni pe care localnicii îi cinstesc cu preparate culinare rituale și cu produse tradiționale. Fără a respecta o ierarhizare anume în traseul rural, ajungem în Prinos, cel mai mare sat al insulei. La orele amiezei este aproape pustiu și abia spre seară va fremăta de poveștile și de viața aduse de fiecare ca un dar pentru consolidarea identității locale. Cei 1200 de locuitori se ocupă cu turism, agricultură, creșterea animalelor și pescuit. Cultivarea măslinilor este atestată aici încă de acum 1000 de ani. Arhitectura locală a depins în mare parte de materialele aflate la îndemână, declimat,
de apele curgătoare din apropiere și de obiceiurile localnicilor. Tasos are valoare în sine prin ceea ce a reprezentat în trecut și pentru cele rămase moștenire pentru prezent. In the antiquities, it was famous for three main reasons. First, for its natural beauty, a beauty which exists till our days, we can see it everywhere. Second, for the wealth of its soil, because it had deposits of gold, silver, marble, iron, lead, zinc. And third, for its privileged position, because Thasos Island was just on the direct route connecting the two continents, Asia and Europe. Thasos had a splendid history, mainly during the archaic period, 7th and 6th centuries before Christ. We have an excellent archaeological museum in Thasos, which is the oldest museum in Macedonia and the biggest of Macedonia and Eastern Thrace. Din verdeața luxuriantă a satelor, ne îndreptăm către un reper important al capitalei din prezent. Orășelul Limenas, cunoscut îndeopște sub numele de Thasos. Pătrundem direct în universul trecutului, alături de Kuros, personajul generic care reprezintă omul și umanitatea. În clădirea Muzeului de Arheologie, ridicată în 1935, și extinsă în 1999 până la suprafața de 2376 de metri pătrați, sunt adăpostite peste 1700 de obiecte în 18 galerii. Ceramică, sculpturi, monede, frize, scene rituale sau de luptă, zei și oameni se întâmpină unele pe altele într-o simfonie a formelor și simbolurilor care înseamnă un univers mitologic și uman, deopotrivă. Lumea tasiană ne petrece de rămas bun, cu martori din marmură ce parcă vor să provoace eternitatea. Printre sclipiri de mare, oglindite în oameni și în zidirile capitalei Limenas, alături de barcagii ce au a rămâne la porțile insulei ca păzitori ai urărilor de bun venit, ne despărțim de Thasos, având în gând acel proverb grecesc ce pare a ne confirma că aici am învățat că adevărata simplitate adaugă bunătate frumuseții.